Dragă Felicia, nemuritorul din centura lui Orion, al Nilam, mi-a transmis că ești pentru el siliodăcica mileniumului. A? Și-a fost asta. Bună ziua, prieteni! Salut, amicii mei! Hei, hei, prieteni! Salut, amicii mei! Bună ziua! Mă numesc Gheorghiu, sfat gratis și azi vreau să vă dau un sfat gratis. Dacă tu ai autoironie, ești de neînvins. Ce legătură are acest sfat cu ceea ce urmează eu să vă spun? Dar ce legătură? Pur și simplu, afară e primăvară, iar eu m-am apucat să fac curat printre mesajele pe care le primesc. Și am hotărât să vă arăt un top 9. Să-mi alegi la ouă. Să vă arăt un top al celor mai faini comentarii de dragoste pe care le primesc la adresa mea, adresa emisiunii Lumina, internetul grește și nu doar. Nu ce hlupți, păihăli! Locul 9. Să mă cac pe nata și pe la barul de bolohan muie rataților. Să zicem că unui la bar sau bolohan, cum spui tu, nu neg, îmi place să petrec timpul la bar. Dar apare o întrebare apropo de acțiunea pe care tu vrei să o faci. Cum anume tu vezi asta? Tu te cași peste noi doi concomitent sau pe rând? Te cași în parc, în stradă, într-un viceu? Dar dacă e unul din viceurile acelea înguste de pe avion, cum încăpem tăți trei? Și încă ceva, noi suntem îmbrăcați sau în piele goală? Pentru că dacă suntem îmbrăcați gros în ceva caca neprăbivaimă, ies că tu nu te cași peste noi, dar te cași peste haine și atunci nu faci tocmai ceea ce ai vrut să faci. Și la urma urmei, hai să rezolvăm un aspect care ține de logistică. Noi cum ne întâlnim cu tine? Pentru că aici pe YouTube nici măcar numele tău real nu scrie. Cum eu te găsesc? Scrie dealurile. Dacă faci o treabă, faci cu un bărbat. Dar nu cu dealurile. Într-un final, prieteni, intenția ta este nobilă, apreciez curajul, doar că ne-ai dat o adevărată bătaie de cap și privește realizarea. La gunoi cu acest comentariu, mergem mai departe. Locul 8 și comentariul lui Nicolae Borte. Duceți-vă și vă dați o palmă înainte de a face emisiune, de ce sunteți în Canada, dar nu în Moldova, patrioți, da, fuberg. Wow, Nicolae, niciun semn de punctuație, dar în schimb... Cât sens? Asta e încă un comentariu apropo de mine și Nata, semn că Nicolae a dat cu ochii de emisiunea Internetul Grăiește. Asta e un semn bun, asta deja e bine. Noi ținem la oamenii care ne urmăresc și vrem ei să fie cât mai mulți. Ceea ce nu e bine este cum și de ce Nicolae folosește în comentariu cuvântul berg. Și înseamnă cuvântul berg, voi mă întrebați? Da, hai să cătăm pe Dex Online cuvântul berg. Cuvântul berg, dumbrave, pădurice. A? Recitim comentariu. Duceți-vă și vă dați o palmă înainte de a face emisiune de ce sunteți în Canada, dar nu în Moldova, patrioți, da, fu, pădurice. Fu, pădurice? Dragă Nicolae Bortă, folosește limba română cu cap, dar nu cu... Bortă. Locul 7. Aici, așa cum ar spune artiștii plastici, avem un triptic, un ansamblu din 3 lucrări de artă într-un singur tablou. Andrei Brânzan scrie: Idi nahui huila, gnida, pidaras. Ok, sunt mai multe cuvinte pe care nu le cunosc. Ce înseamnă pidaras? Parcă e un cuvânt din spaniolă. Yo quiero dos pidaras con tomate y lechuga, gracias. ¿Dónde está la estación de pidaras? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Pidaras. Da, cred că e un cuvânt din spaniolă. Dar gnida? Gnida ce înseamnă? Pare să fie un cuvânt din poloneză. Dzień dobry, gnida. Do widzenia. Proszę, gnida. Și încheiem cu idi nahui huila. Uite, aici chiar nu înțeleg. Deși să fie atât de rău, cu un cărbune natural negru. Pentru că asta înseamnă huila. La urma urmei există deja și deputați care cunosc mai multe despre zăcăminte și minereuri. Se permite fără atribuirea perimetrului minereu. Propun să țineți acest proiect. Locul 6. Atenție, urmează litere aruncate haotic pe ecran. Fă o compunere cum se viețuiește în țara străină în rolul de vinitic și trădător de țara ta. Ducându-te după banii lângii... Criticantule! Două like-uri are acest comentariu. Doi oameni au considerat că acest comentariu în primul rând poate fi citit, în al doilea rând poate fi înțeles. Compunere, tac compunere, Andreana. Facem. Așadar, compunere. Cum se viețuiește în țara străină, în rolul de vinitic și trădător de țara ta, ducându-te după bani în gin. În țara străină, în rolul de vinitic, se viețuiește ducându-te după bani în ghi. Cu drag al vostru criticant. Normal? Mergem mai departe. Next bit, locul 5. Simple Boy scrie. Parcă ești down. Scrie ceva care să înțeleagă toți. Blin. Simple Boy vrea să scrie ceva care să înțeleagă toți. Ok, hai să încercăm. Lapte. Scaune. Câi.
Clar? E clar, simbol boy! Sper că e clar! Blea, cine se strângă de asta? Locul 4. Potențial client de psihiatru. Maggie scrie. Andrei, tu ești un gandon cu tot cu nata și toți ai voștri care cereți bani de la prostii? Zi așa sincer, ca cumva huia eu să-ți donez ție bani. Dragă Maggie! Mă tem că tu ai nevoie de un filtru serios în ceea ce privește relațiile interumane și cogniția în general. Uite, eu vin cu recomandare din toată dragostea și respectul. Adresează-te unui psihiatru. Psihiatru este acel doctor care este specializat în sănătatea mentală și el ar putea să-ți recomande un medicament care să pună capăt acestui chin. Tu te uiți la oameni, doi oameni, și vezi un gandon și te întrebi de ce să le dai bani la oameni când ei sunt gandon? Nu te mai uita la acești oameni și în general nu grăie cu gandon, pentru că gandon nu oameni, gandon este președinte. Gluma asta e veche și răsuflată de amul. Locul 3. Pașol nahui, tu ești iepure de soare? Tax. În primul rând, deși lumea comentează atât de confuz, eu și ar trebui mai întâi să fac? Să răspund la întrebare sau să pașol nahui? Doi la mână. Poate totuși pașol nahui e o adresare, că văd că o pus o virgulă. A? Trei la mână. Dacă eu totuși mă duc nahui, dar nahui este prea departe și eu îți răspund de acolo, dar tu nu mă auzi. Care a fost rostul în general să mă întrebi pe mine asta? Locul 2, prieteni. Master Computer a scrie. Fute-o la lucru și lucrează, dar nu smulge bani din moldovenii din diasporă cu emisiunea Vagina. Asta e o leacă sofisticată. Ne apucăm să o dejugăcăm? Credeți că să-i facem față? Fute-o la lucru. Ce înseamnă asta? Fute-o înseamnă fă sexul. Adică fă sexul la lucru. În cazul meu, asta o leacă are valoare. Pentru că eu lucrez de acasă. Acasă eu mai fac și sex. Respectiv, eu fac sexul la lucru. Partea a doua nu mi-e clară. Nu smulge bani din moldovenii din diaspora cu emisiunea Vagina. Poate eu nu cunosc, poate cunoașteți voi. Există moldoveni din diaspora cu emisiunea Vagina? Dacă da, confirmați, informați, povestiți. Că dacă aflu cine sunt, a să înțeleg dacă eu smulg bani sau nu. Eva, tu ești moldoveancă din diaspora? Da. Eva, eu din tine am smuls bani vreodată? Da. Eva, trebuie să spun nu. Nu. Și locul 1 cu coroniță de păpădie, fruntele vine comentariul lui. Unde te întâlnesc, pidarule? Te pizdesc. Yeah, baby! Asta sunt preferatele mele. Amenințări cu raspravă de la oameni pe care îi cheamă fix ca și pe numărul de serie a unui pâlisos. Și apropo, eu s-ar putea să trag concluzii pripite. Aici semne de punctuație iarăși lipsesc. Poate omul nici nu mă amenință. Poate asta e o întrebare, gen, unde te întâlnesc, pidarule? Te pizdesc? Nu? Nu mă întâlnești, nu mă pizdești, bloc, user, urgent. Și eu încă apreciez că acest comentariu are rimă, probabil neintenționat, așa că poți încă scânți acest comentariu. Unde te întâlnesc? Unde te întâlnesc? Unde te întâlnesc, pidarule? Te pizdesc. Frumoase versuri, frumoase versuri, versuri încântătoare, versuri, versuri de viață. Și la final, dragii mei, vreau să vă împărtășesc o metaforă despre terorism pe care am descoperit-o la Yuval Noah Harari în cartea 21 Lessons for the 21st Century. Teroristul e ca o muscă, zice el, care vrea să distrugă un magazin cu obiecte prețioase din lut și ceramică. Musca e foarte slabă și nu poate ține nici o cană, nici o vază din vitrină. Și atunci cum face musca să distrugă întreg magazinul? Musca găsește un bou, îi intră în ureche și începe să bâzâie. Boul se aprinde de furie și îi distruge magazinul. Musca și-a atins obiectivul. Apoi, în concluzie, prieteni, hai să nu lăsăm muștele să intre în urechi. Dacă tare ori vrei, ori găsi ele și altă gaură neagră. Mulțumesc pentru atenție, iepuraș. Mulțumesc patronilor emisiunii Lumina, care în fiecare lună mă susțin financiar. Eu în niciun caz nu atentez la bugetele și buzunarele voastre. Emisiunea Lumina rămâne în continuare accesibilă gratuit de peste tot. Dacă nu aveți de unde, mai bine nu donați, dar dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui și aveți de unde, vă îndemn și pe voi să deveniți patroni ai emisiunii Lumina. Cu un dolar pe lună susțineți atât emisiunea Lumina cât și internetul Grăiește, dar și aveți acces la un grup secret pe Facebook unde public posteri, live-uri exclusive, poze fierbinți cu mine și multe altele care nu încapă în interneturi. Vă mulțumesc!